Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj, fiind cercetat de polițiști după ce a lovit un stâlp de curent electric și a abandonat autoturismul. Ulterior, Vasile Florin a fost identificat de polițiști la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Târgu Jiu, unde declarase la internare că a căzut de pe scara locuinței sale, prezentând leziuni minore. În urma cercetărilor, s-a stabilit că acesta a fost cel care a condus mașina pe DN67B satul Pojogeni și a produs accidentul soldat cu rănirea sa. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,43 mg pe litru de alcool pur în aerul expirat, iar tânărul avea permisul anulat. Din cercetările efectuate, s-a constatat faptul că la data de 7 februarie anul curent, un tânăr de 27 de ani din comuna Scoarța, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67B, localitatea Pojogeni, ar fi produs un accident de circulație soldat cu rănirea sa, ulterior acesta abandonând autoturismul în cauză. Totodată s-a stabilit că tânărul avea permisul de conducere anulat, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,43 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești cu propunere de arestare preventivă pentru vătămare corporală din culpă, modificarea stării locului accidentului, conducere fără permis și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.